nouă informațiile breaking news, doamnelor și domnilor. Șeful Casei Naționale de Sănătate a demisionat. Andrei Baciu este citat la DNA în dosarul vaccinurilor. Colega mea, Larisa Popa, vine cu detalii. Larisa, te ascultăm. Am găsit o decizie, iată, de ultimă oră pe care o ia Andrei Baciu, cel care în perioada pandemiei se afla, avea funcția de secretar de stat în Ministerul Sănătății, a fost citat în calitate de martor astăzi la Direcția Națională Anticorupție și tot astăzi, în momentul în care a aflat despre faptul că trebuie să dea explicații în dosarul vaccinurilor, a decis și să pună capăt șefiei de la Casa de Asigurări de Sănătate și iată că a demisionat. Anunțul a fost făcut chiar în această dimineață, în urmă cu doar câteva minute, de Andrei Baciu și spune, vă citesc, doamnelor și domnilor, din această postare pe care a făcut-o, din declarația lui Andrei Baciu, având în vedere informațiile apărute în spațiul public, am luat decizia de a-mi înainta demisia de onoare din funcția de președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Aleg să-mi înaintez demisia de onoare datorită angajamentului meu față de principiile etice și morale în care cred și pe care le-am susținut întotdeauna și nu dintr-o obligație legală. Urmărim să vedem ce se va întâmpla și astăzi la Direcția Națională Anticorupție, în momentul în care va ajunge Andrei Baciu acolo pentru a da explicații, ce le va răspunde procurorilor și cum se vor termina audierile.